Centrul local pentru combaterea bolilor s-a întrunit luni dimineață după ce pe raza județului Buzău a apărut un nou focar de pestă porcină africană. Reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare au relatat că virusul a fost confirmat după moartea unui porc într-o gospodărie din Cuculeasa, comuna Ziduri, iar alte trei animale prezentau simptome ale bolii. Autoritățile au luat decizia să eutanasieze toți cei 10 porci care se aflau în respectiva gospodărie. Unul dintre cele 4 exemplare mari, cel mai afectat de boală, a murit. Fără îndoială ne-am deplasat de urgent echipa de SVS la fața locului, a fost recoltat cadavru. Între timp am primit confirmarea de la laboratorul de arondare că cele 4 probe sunt pozitive, 3 dintre ele fiind intens pozitive, iar dintre cele 3 intens pozitive, cea mai intens pozitivă fiind cea la care tocmai se registrează moartea animalului. În consecință, odată cu deplasarea, am procedat și la eutanasierea întregului efectiv. Direcția Sanitar-Veterinară desfășoară în prezent o anchetă epidemiologică. Deocamdată, rezultatele cercetării nu au lămurit cum a ajuns virusul pestei porcine africane în exploatație. În discuțiile avute cu proprietarul exploatației, nu am reușit să aflăm mare lucru de la domnia sa. Din nou, suntem într-o situație, dar repet, este vorba doar despre declarațiile proprietarului exploatației. Nimeni nu a făcut nimic, nu s-a întâmplat niciun fenomen altul decât cele cotidiene și totuși virusul peste porcine africane a fost identificat ca fiind prezent în exploatație. Din datele preliminare, rezultă doar că singura intrare, să spunem, necontrolată este reprezentată de o categorie de furaje fibroase de lucernă adusă, recoltată din proximitatea localității Ziduri și adusă învalutată în exploatație. Dincolo de declarațiile proprietarului, bineînțeles că ancheta epidemiologică fiind în desfășurare, există posibilitatea, așa cum s-a întâmplat de altfel și în alte cazuri, ca multe alte amănunte să fie descoperite pe parcurs. Nu este exclusă o vină a proprietarului porcilor. Dacă se va dovedi că factorul uman a avut o contribuție în răspândirea bolii, autoritățile pot refuza acordarea despăgubirilor prevăzute de lege. Inspectoratul Școlar Județean a finalizat controlele tematice derulate de la începutul anului școlar în mai multe instituții de învățământ din mediul rural. Concluziile au fost prezentate în ședința Colegiului Prefectural de luni. Inspecțiile s-au desfășurat în special în școlile în care elevii au obținut rezultate slabe și foarte slabe, la examenul de evaluare națională și la bacalaureat. Anul acesta, deci până în prezent, au fost inspectate examenul de valoare națională și examenul de bacalaureat nu au fost conform așteptărilor. În acest moment avem realizate două inspecții școlare care menționez că inspecția școlară generală înseamnă evaluarea unității de învățământ pe ultimii 3 ani. Am avut două inspecții tematice și 3 inspecții inopinate. Dacă la inspecțiile anunțate, școlile vizate de inspectori s-au prezentat destul de bine, nu la fel au stat lucrurile în cazul celor neanunțate. În urma acestei inspecții tematice am constatat o serie de nereguli, au fost acordate termene, iar astăzi din ședința de verificare a avută de dimineață am avut echipele de inspector care să meargă și să verifice dacă au fost remediate în aceste aspecte. La școala gimnazială Vădăriile a avut termen până pe 18 și deja s-a remediat, nu exista program de lucru a profesorului, este remediat. La școala Pecen, la Mărgăriți, în cel de Mărgăriți, nu exista din partea profesorului de unități un grafic de monitorizare a activității în unitatea școlară, inclusiv în structuri. Școala gimnazială Vădăriile și același lucru, în plus, la Vădăriile nu exista nicio decizie, deci inspecția s-a făcut în a 5-a săptămână, nicio decizie pentru comisiile de lucru și comisiile metodice. Un lucru grav întâlnit la școala gimnazială Brădeanu, Zărnești și Patna, am programat o inspecție de revenire și astăzi am programat un inspector, inspectorul teritorial și inspectorul de management, pentru că nu sunt completate registrele matriculei la zi, sunt lucruri grav.
În urma inspecțiilor derulate în unitățile școlare de învățământ a fost elaborat un plan de acțiune. Astfel, se are în vedere intensificarea inspecțiilor inopinate, realizate de către echipa managerială a Inspectoratului Școlar Județean Buzău, consilierea directorilor unităților de învățământ în vederea remedierii deficiențelor constatate, derularea unor programe de activitate diferențiată pentru progres în învățare, realizarea de inspecții școlare cu tematici specifice creșterii calității educației în cazul viitorilor absolvenți participanți la examenele naționale. Totodată, cadrele didactice vor fi monitorizate în vederea aplicării noilor programe pentru învățământul preșcolar și gimnazial și pentru sporirea calității în educație. Un întreg arsenal de arme și muniții folosite la braconaj a fost descoperit de polițiștii busoieni în urma unor percheziții în mai multe localități ale județului. Investigațiile demarate la începutul lunii octombrie au vizat 8 bărbați cu vârste cuprinse între 24 și 61 de ani, bănuiți că dețin arme și muniții fără drept, ce ar fi fost introduse ilegal în țară, pe care le folosesc la braconaj. Astfel, la data de 3 octombrie, polițiștii din cadrul biroului Arme, Exploziv și Substanțe Periculoase au pus în executare un mandat de percheziție pe raza comunei Gurateghi, la locuința a doi bărbați de 48, respectiv 24 de ani, posesori de arme de vânătoare, cu privire la care existau date ca o preocupări în ceea ce privește braconajul cinegetic. În urma desfășurării percheziției, polițiștii au ridicat două arme de vânătoare, aproximativ 220 de cartușe de vânătoare, precum și peste 50 de kilograme de carne de vânat în diferite stadii de preparare, un craniu de urs, un trofeu de cerb și fragmente osoase de porc mistreț. Ulterior, în ziua de 21 octombrie, în baza datelor emise de judecătoria Buzău, polițiștii buzoieni au descins la alte 10 adrese. La percheziții au fost găsite mai multe arme, dar și componente de tip militar și o cantitate importantă de carne de vânat. Au fost desfășurate un număr de alte 10 percheziții la locații din comunele Mărăcineni, Gălbinaș, Merei, Vernești și municipiul Buzău. Ocazie cu care au fost identificate și ridicate un număr de 14 arme, toate deținute legal, dar și un dispozitiv special, tip țeavă introdusă, folosit pentru transformarea armei lise calibrul 12 pentru a funcționa cu muniție calibru 410 cu proiectil unic, muniție destinată exclusiv forțelor din domeniul ordinii și siguranței publice, un încărcător de armă automată tip pistol mitralieră cu 99 de cartușe aferente, precum și o cantitate totală de peste 2150 de cartușe, componente de muniție, componente de arme, instrumente pentru confecționarea de muniții, pulbere de vânătoare, alice, precum și o cantitate de 129 de kilograme de carne de vânat. Din cercetări a reieșit că unul dintre bănuiți în vârstă de 45 de ani din Mărăcineni ar fi introdus ilegal în țară arme și muniții, pe care ulterior le-ar fi pus în circulație către ceilalți buzoieni și totodată le-ar fi folosit la braconaj. Bărbatul a fost reținut de polițiști, iar în urma materialului probator administrat, judecătorul de drepturi și libertăți a emis mandat de arestare pentru o perioadă de 30 de zile. Grav este faptul că cei mai mulți dintre membrii grupului de braconieri sunt vânători, iar unul este paznic al unui fond de vânătoare. Dintre cele 8 persoane, un număr de 6 au calitatea de deținător legal de arme și muniții și calitatea de vânători. Unul dintre ei este paznic de vânătoare. Persoanele, într-adevăr, aveau relații strânse de prietenie, desfășurau activități infracționale asemănătoare, dar nu coordonate. Ultima operațiune în acest caz a avut loc vinerea trecută, când polițiștii buzoieni au descins la o altă locație din insula Marea Brăilei, la domiciliul unui bărbat de 59 de ani, de unde au ridicat peste 9000 de cartușe de calibre diferite, susceptibile a fi introduse ilegal în țară, precum și peste 2500 de exemplare păsări. Totodată au fost ridicate mai multe recipiente cu substanță periculoasă, cu termenul de garanție expirat, în acest caz fiind extinse cercetările și pentru comiterea infracțiunii de neluarea măsurilor pentru neutralizarea deșeurilor periculoase. Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și muniților, contrabandă calificată și braconaj.
Membrii Colegiului Prefectural Buzău, întruniți luni în ședință ordinară, au analizat raportul Inspectoratului pentru Situații de Urgență privind rezultatele controalelor din 2019 pe linia prevenirii și gestionării situațiilor de urgență la unitățile de învățământ. Conform raportului prezentat, cei de la ISU Buzău au controlat 67 de unități de învățământ. Au fost constatate 84 de deficiențe pentru care s-au aplicat 55 de avertismente și 29 de amenzi. Cele mai multe nereguli descoperite în urma verificărilor vizează în special modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor și lipsa autorizațiilor de securitate la incendiu. Neregulile constatate au vizat în principal neactualizarea dispozițiilor scrise, responsabilitățile și modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor. Nesolicitarea și neobținerea autorizației de securitate la incendiu, verificarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor, marcarea căilor de evacuare, verificarea instalațiilor cu rol de apărare împotriva incendiilor, neafișarea planurilor de evacuare. Potrivit raportului prezentat în Colegiul Prefectural de Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgență, în prezent peste 120 de unități școlare din județ nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Situația la momentul de față este aceasta. Un număr de 125 de clădiri aparținând unui număr de 71 unități școlare pentru care a fost stabilită obligativitatea obținerii autorizației de securitate la incendiu. Din numărul total al clădirilor, număr de 24 de clădiri nu mai vor face obiectul autorizării odată cu modificările propuse la hotărârea de guvern 571/2016, act administrativ aflat în curs de aprobare. Un număr de 155 clădiri dețin autorizație de securitate la incendiu, iar pentru alte 505 clădiri nu este obligatorie obținerea actului de reglementare sau nu fac obiectul obținerii acesteia în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a primit 36 de cereri pentru autorizații, însă doar 14 au fost avizate pozitiv, celelalte fiind respinse, întrucât unitățile școlare nu întruneau condițiile cerute de lege pentru autorizare. Pentru ca toate școlile să intre în legalitate, prefectura a dispus emiterea de adrese scrise pentru a depune documentația în vederea obținerii autorizațiilor de securitate la incendii. Digitalizarea școlilor și grădinițelor din județul Buzău continuă să se extindă. După ce platforma AdServio a fost implementată în școlile din oraș, grădinița Cei Șapte Pitici din județul Buzău devine prima grădiniță pilot din țară cu acces la platforma educațională AdServio. Astăzi, practic, începem un experiment. Acum, cred că 2 ani sau 3, am introdus această platformă de management educațional în primele 7 școli din municipiul nostru, cele mai bune 4 licee și cele mai bune 3 școli generale. Și la insistențele doamnei Barbu, mi-a plăcut ideea, am zis să, doamnei directoare de la Cei Șapte Pitici, am zis să începem un experiment și pe prima grădiniță din România, care să aibă acces la o astfel de platformă educațională. Suntem singurul municipiu din țară, cel puțin așa... 100%. Da. În care cadrele didactice au primit tablete. Cu tablete și platforma educațională pornită, educatoarele grădiniței Cei Șapte Pitici au luat parte marți 29 octombrie la deschiderea oficială a experimentului de implementare a platformei educaționale AdServio la grădiniță. Primarul municipiului Buzău a menționat predarea unui raport lunar de implementare a programului cu descrierea tuturor activităților desfășurate. Au fost astfel create cataloage electronice unde vor fi notate prezențe, absențe. Au fost create secțiuni prin care să demonstrăm activitatea zilnică a cadrelor didactice cu tot ceea ce fac dumnealor în programul zilnic al preșcolarilor. Au fost create și în funcție de curriculum pentru învățământ preșcolar, grilele de înregistrare a progresului, astfel gândind cu colegele mele la îndrumarea doamnei inspector, că ar fi mult mai bine să lucrăm organizat pe platformă, înregistrând progresul și la un moment dat părinții să-l și înregistreze.
Scopul acestui program este de a-i ține conectați pe părinți de progresul copiilor, de a cunoaște ceea ce fac cei mici zi de zi și astfel de a îmbunătăți calitatea actului educațional. Vremea rece începe să-și facă simțită prezența și cu această ocazie se deschide și sezonul anvelopelor de iarnă obligatorii. Poliția rutieră îi atenționează pe șoferi în acest sens în vederea dotării autoturismelor adecvat perioadei, dar și a circulării prudente pe șosele. Deși pentru acest moment drumurile din Buzău sunt uscate, începe sezonul rece, iarna lăsând să cadă deja primii fulgi în anumite zone ale României. Legea nu prevede o dată anume de dotare a autovehiculelor cu anvelope de iarnă, acest lucru fiind mai degrabă impus de vremea de afară, însă poliția vine cu unele precizări pentru șoferi. Atunci când drumul public este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei, legea prevede obligativitatea vehiculelor de a fi echipate cu anvelope de iarnă cu inscripția M plus S sau MS. Facem de asemenea precizarea conducătorilor auto să se informeze permanent cu privire la condițiile meteorutiere, iar în deplasarea pe drumurile publice să păstreze o distanță suficientă de siguranță față de vehiculul care circulă în fața acestora, să aibă permanent curate parbrizul, luneta și geamurile laterale și de asemenea să adapteze tot timpul viteza la condițiile de drum. Legea cauciucurilor de iarnă a intrat în vigoare în 2011. Participanții la trafic sunt obligați să circule având anvelope de iarnă în cazul în care drumurile publice sunt acoperite cu gheață, zăpadă și polei. Acest tip de anvelope au inscripționat pe laterale literele M și S. În această categorie nu intră anvelopele All Seasons. În cazul depistării unui conducător auto care circulă în condiții de gheață, zăpadă sau polei cu un vehicul echipat cu anvelope altele decât cele de iarnă, se poate aplica o sancțiune contravențională cuprinsă între 9 și 20 de puncte amendă și, ca și măsură complementară, reținerea certificatului de matriculare, eliberându-se dovadă fără drept de circulație. În cazul în care șoferii circulă pe drumuri cu zăpadă, gheață sau polei, fără anvelope de iarnă, riscă amenzi între 1305 și 2900 de lei, iar ca măsură complementară se va reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare sau dovada înlocuitoare acestuia fără drept de circulație. Modul în care se derulează programul Laptele și Cornul este atent monitorizat de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean. În fiecare unitate școlară există constituită prin decizie internă o comisie pentru distribuirea produselor din cadrul programului, cu unul sau doi responsabili în funcție de numărul de structuri existente la nivelul unității școlare cu personalitate juridică. Controlele recente arată că în general există spații de depozitare a produselor din cadrul programului Lapte și Corn prevăzute cu frigider și mese pentru depozitare. În portofoliul fiecărei comisii există avize de distribuire a produselor, acestea fiind îndosariate și ștampilate. Personalul care se ocupă cu distribuirea produselor are analizele medicale necesare pentru îndeplinirea acestui serviciu. În plus, Inspectoratul Școlar Județean a cerut ca fiecare unitate de învățământ să avizeze documentele de însoțire a produselor cu ștampile confecționate special în acest scop. Eu știu că aceste în mare parte au fost realizate. Reamintim că la începutul acestei luni, firma din Turda, care distribuia elevilor din Buzău cornul în cadrul programului guvernamental Laptele și Cornul, s-a retras în urma numeroaselor nereguli descoperite, pornind de la cornuri mucegăite sau fără termen de valabilitate sau cornuri distribuite cu întârziere. În prezent, autoritățile consideră că nu mai există deficiențe în derularea programului. Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița a controlat de la începutul acestui an pe raza județului Buzău un număr de 32 de agenți economici care au ca obiect de activitate exploatarea de agregate minerale din albile și terasele cursurilor de apă. Prin activitate de control s-au verificat aspecte precum deținerea de avize și autorizații de gospodărire a apelor, identificarea perimetrului prin verificarea existenței bornelor pentru delimitare conform planului de situație din documentațiile tehnice care au stat la baza emiterii avizului
avizului și autorizației de gospodărire apelor, precum și respectarea prevederilor autorizațiilor de gospodărire apelor privind funcționarea stațiilor de sortare-spălare a agregatelor minerale. Conform unui raport prezentat de reprezentanții administrației bazinale Buzău-Ialomița în Colegiul Prefectural, majoritatea societăților au respectat condițiile impuse în actele de reglementare. Au fost însă constatate și nereguli, în special pe cursul râului Buzău. Probleme s-au identificat pe cursul de apă Buzău. Neregulile constatate au fost exploatarea fără autorizație de gospodărire a apelor, exploatarea în afara perimetrului autorizat, nerespectarea tehnologiei de exploatare. Pentru aceste nereguli constatate la fața locului, administrația bazinală de apă Buzău-Ialomița a aplicat 3 avertismente și 2 amenzi în valoare totală de 95.000 de lei. Muzeul Județean Buzău este prezent zilele acestea la un eveniment internațional, Festivalul Internațional Europalia din Belgia. Alături de alte 17 muzee din țară, instituția muzeală buzoiană participă cu un număr de 34 de obiective de interes arheologic în cadrul a 2 muzee importante din Belgia. În cadrul expoziției de la Liege, Muzeul Județean Buzău este prezent cu 33 de obiecte, din care 3 sunt atribuite perioadei neolitice, iar celelalte 30 aparțin de cultura Monteoru, atribuite epocii bronzului. Muzeul nostru participă cu mai multe obiecte, este vreo 34 de obiecte de interes arheologic, în cadrul a 2 expoziții, una găzduită de către Muzeul Galo-Roman din Tongeren, unde este expus până în aprilie 2020 celebrul lup de la Cârlomănești, pe care vizitatorii noștri îl cunosc. Și o altă expoziție ce se deschide acum la începutul lunii noiembrie este vorba despre expoziția de la Liege, unde muzeul nostru este prezent cu 33 de obiecte. Cu această ocazie, Muzeul Județean Buzău intră în galeria marilor muzee europene, iar această participare valorifică munca și efortul depus pentru evidențierea patrimoniului, dar și a județului și istoriei sale. Obiectele de artă vor putea fi admirate atât de publicul din străinătate, dar și de cunoscători de artă și cultură. Nu numai odată, Muzeul Județean Buzău, din punct de vedere al valorificării științifice și muzeografice, a depășit granița țării, iar pentru Buzău participarea la acest festival este o onoare. Este o bucurie pentru noi, întrucât este o recunoaștere a activității muzeului nostru. 2. Nu de multe ori în viață ai ocazia de a expune patrimoniul în cadrul unor, de a-ți expune patrimoniul în cadrul unor festivaluri ale unor evenimente culturale de o astfel de amploare, cum este Europalia. Este o onoare pentru noi, este, haideți să spunem, vârful icebergului și sperăm să nu ne oprim aici. Evenimentul este coordonat de Muzeul Național de Istorie a României, Institutul Cultural Român și Muzeul Galo-Roman din Tongeren, cu sprijinul Ministerului Culturii și Identității Naționale și al Ministerului Afacerilor Interne. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale de la Poliția Municipiului Buzău au prins în flagrant un bărbat de 48 de ani, imediat după ce a luat o sumă de bani de la o tânără pe care o convinsese să se prostitueze în folosul său. Din cercetări a reieșit că în cursul anului 2017, buzoianul ar fi determinat o tânără de 27 de ani să se mute la el acasă. Apoi, sub promisiunea că se va căsători cu ea, femeia ar fi practicat prostituția în folosul lui. În cursul zilei de 30 octombrie, buzoianul a fost prins în flagrant, în timp ce lua de la tânăra de 27 de ani banii obținuți de către aceasta în urma practicării prostituției. Mașina cu care se deplasa bărbatul a fost urmărită și blocată în trafic de către polițiști, asupra bărbatului de 48 de ani fiind găsiți banii luați de la tânără. Ulterior, polițiștii de investigații criminale au efectuat o percheziție la domiciliul bărbatului, de unde au ridicat în vederea continuării cercetărilor sume de bani, bijuterii și alte mijloace de probă, a transmis Inspectoratul de Poliție Județean Buzău. Individul acuzat de proxenetism a fost reținut pentru o perioadă de 24 de ore și prezentat unității de parchet cu propunere de luare a unei măsuri preventive.
Spitalul Județean de Urgență Buzău a anunțat scoaterea la concurs în mai puțin de o lună 15 posturi de asistent medical, asistent medical debutant, asistent social și referenți de specialitate pentru Serviciul Achiziții Publice și Compartimentul Protecția Datelor cu caracter personal. De menționat este că înscrierea candidaților se va face distinct pentru posturile de asistent medical ambulatoriu integrat, asistent medical UPU-SMURD, asistent medical debutant secție spital, asistent medical debutant UPU-SMURD. În data de 12 noiembrie, Spitalul Județean de Urgență Buzău scoate la concurs 15 posturi contractuale vacante de execuție. Sunt scoase la concurs 6 posturi pentru asistent medical, 5 posturi pentru asistent medical debutant, un post pentru asistent social, un post la compartimentul pentru protecția datelor și 2 posturi la serviciul achiziției. Înscrierile se vor face până la data de 4 noiembrie, ora 12. Concursul constă în 3 etape succesive: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă și sau probă practică și interviu. Stabilirea candidaților care urmează să ocupe posturile scoase la concurs se va face în ordinea mediei generale, determinate pe baza mediei aritmetice a punctajelor obținute la fiecare probă, fiind admiși candidații care au obținut punctajul cel mai bun pentru postul pentru care au concurat. Data limită pentru depunerea dosarelor de înscriere este 4 noiembrie 2019, ora 12. Proba scrisă se va desfășura pe 12 noiembrie, ora 10, iar interviul pe 18 noiembrie. Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Județean de Urgență Buzău. Colegiul Național Bogdan Petricei cu HDU va pune în scenă, cu ajutorul unor foști elevi, un spectacol în premieră pentru Buzău. Consiliul Județean s-a alăturat proiectului și a aprobat un parteneriat pentru realizarea unui musical după romanul Prinț și Cerșetor. Spectacolul se va juca la Teatrul George Ciprian, iar cap de afiș va fi Dora Gaitanovici, absolventa Colegiului HDU, în prezent studentă la Conservatorul din București. Pregătirea musicalului, pe care inițiatorii proiectului îl doresc transformat în stagiune, va dura până în luna ianuarie a anului viitor. La începutul lunii februarie, urmând să aibă loc primul spectacol. Prin parteneriatul aprobat în ședința de joi, Consiliul Județean se va implica financiar în realizarea spectacolului și va pune la dispoziție gratuit sala Teatrului George Ciprian cu toată infrastructura aferentă. Astăzi s-a aprobat un parteneriat între noi și Liceul Bogdan Petricei cu HDU. Este vorba de realizarea unui act cultural, practic în premieră, împreună cu acest colegiu național, se va face și se va organiza un musical cu participarea, încă suntem în fază de proiect, cu participarea unor, eu știu să spunem, artiști care au fost elevi ai colegiului HDU. Derularea proiectului este costisitoare. Spectacolul necesită participarea unui regizor profesionist, realizarea costumelor, decorurilor și butaforiei specifice. Astfel, costurile estimate se ridică la aproximativ 80.000 de lei. Din această sumă, Consiliul Județean va suporta 30.000 de lei cu destinația, conform bugetului proiectului, cheltuieli pentru costume, respectiv decoruri. Înființarea unei noi societăți a primăriei a fost repusă pe ordinea de zi și aprobată în ședința Consiliului Local Municipal de joi, după îndelungi discuții în contradictoriu și cu anumite amendamente față de forma inițială a proiectului de hotărâre. Firma ai cărei acționare ar urma să fie 2 societăți aflate de asemenea în subordinea primăriei, și anume Urbiserv și Transbuz, va produce asfalt pentru uzul municipalității, dar și pentru comercializare. Inițiativa a fost contestată vehement de consilierul social-democrat Constantin Florescu, fost judecător și președinte al Tribunalului Buzău. Fostul magistrat le-a cerut consilierilor să nu voteze proiectul și a argumentat că lucrurile nu sunt tocmai în regulă din punct de vedere juridic. Din punct de vedere juridic este un artificiu care nu va rezista dacă cineva atacă în contencios administrativ, pentru că nu pricepe nimeni de ce noi ne asociem cu noi să facem asfalt. Când noi facem asfalt, aici. În replică, primarul Constantin Toma a susținut că avantajele economice ale stației de asfalt sunt evidente. Punctele de vedere ale domnului Florescu, vă rog să nu le credeți. Hai să vorbim din punct de vedere economic. A intrat pe o zonă care nu o cunoaște deloc. Această stație este o stație foarte modernă, lucrează cu foarte puțini oameni
și pentru a nu mai avea nicio problemă, dacă vă uitați acolo, nu va avea nici Consiliul de Administrație, contabilitatea va fi externalizată, să lucrăm cu cât mai mici costuri de funcționare și fără nicio influență din afară. Astfel încât, de ce nu, să facă și profit pentru cele două companii care sunt ale primăriei Buzău. În cele din urmă, proiectul înființării unei societăți care să se ocupe de administrarea stației de asfalt a primăriei a fost adoptat, într-o altă formă, cu unele amendamente propuse de consilierul local Sorin Lazăr, care este și director al Registrului Comerțului. El a precizat că pentru înregistrarea noii firme nu ar fi nevoie de un vot în Consiliul Local Municipal. Joi 31 octombrie, Primăria Municipiului Râmnicu-Sărat și-a deschis porțile pentru a-i primi pe medicii, asistenții, studenții și invitații de marca ai conferinței Zilele Medicale ale Râmnicului. Inspirat de Zilele Medicale ale Moineștiului, organizatorul conferinței, doctorul Adnan Al-Alul, și-a dorit să aducă o astfel de manifestare științifică și la Râmnicu-Sărat. Deschiderea oficială a manifestării a avut loc într-un cadru festiv de înaltă ținută științifică, unde invitați de renume au punctat câteva aspecte cheie, atât pentru importanța unui astfel de eveniment, cât și detalii din domeniul medical. Astfel, prezența numeroasă la conferință dă încrederea că evenimentul își va atinge obiectivele majore, și anume promovarea Spitalului Municipal Râmnicu-Sărat, integrarea metodelor moderne de tratament în practică curentă, dar și contribuția la formarea și dezvoltarea profesională a medicilor și asistenților medicali. Eu cred că marile evenimente nu trebuie neapărat susținute doar în orașele mari. Ele sunt la fel de bine percepute și în comunități mai mici, dar care au probleme și nevoi mai mari. Și poate că și o eventuală reformă ar trebui începută de la baza piramidei către vârf și nu invers. În concluzie, calitatea informațiilor prezentate interactiv în cadrul conferinței de către speakerii invitați, precum și participarea dumneavoastră, sper să asigure succesul acestui eveniment, care aș vrea să devină, de fapt, prima ediție a unei tradiții. Acest seminar, cu un titlu mai mult decât incitant, dar și cu o problematică mai mult decât actuală, sunt convins că o să aducă participanților un surplus de informații, benefice tuturor celor care vor fi folosite în și spre binele pacienților, ținând cont de personalitățile medicale care vor fi lectori și care vor aborda tema și obiectivele propuse pe parcursul conferinței. O să închei cu un motto al doctorului chirurg Constantin Angelescu. Citez: școală cât mai multă, școală cât mai bună, școală cât mai românească. Asociația Medicilor și Farmaciștilor Palestinieni, care de-a lungul timpului a organizat mai multe manifestări științifice, a luat parte la deschiderea evenimentului, considerându-l un prilej de a împărtăși experiența medicală și a beneficia de noi informații în domeniu. De asemenea, în deschidere, directorul Colegiului Medicilor, doctorul Ion Japie, și-a exprimat bucuria de a vedea interesul manifestat pentru tematica propusă și prezența în număr atât de mare la conferință. Privind în sală, mi-am dat seama că sunt foarte mulți colegi care doresc să-și îmbunătățească pregătirea medicală, să vină în legătură cu noutățile care intervin și care trebuie integrate în tratamentul de practică curentă. Și asta este o bucurie foarte mare ca președinte al colegiului, văzând interesul dumneavoastră pentru noutăți. Foarte mult va beneficia din această conferință populația Râmnicu-Sărat și a Buzăului, pentru că este un lucru în plus când se face un tratament corect și bine judecat. Programul științific al evenimentului va include peste 30 de sesiuni, lucrări, dezbateri, workshop-uri cu teme atractive și de actualitate din domenii medico-chirurgicale prezentate de lectori și invitați de renume ai medicinei. Confucius spunea, cel care mută în munte începe întotdeauna prin îndepărtarea pietrelor mici. Sperăm că acest eveniment științific prin medici de anvergură care își vor împărtăși experiența medicală și prin interesul acordat de dumneavoastră să devină una dintre pietrele mai mici care vor reuși să mute muntele medicinei românești.
Vreau să vă spun că este un spital municipal cu însă multe București la ora asta. Dovadă că omul sfințește locul. O surpriză în deschidere a venit din partea doctorului Adrian Cotârleț, care a prezentat într-un proiect bine structurat managementul Spitalului Municipal Moinești. Fiecare unitate medicală, privată sau de stat, își propune un act medical de bună calitate. În viziunea celor de la Moinești, un act medical de bună calitate trebuie să îndeplinească obligatoriu trei condiții. Primul, pregătirea profesională a corpului medical. Doi, dotarea tehnică a spitalului și, implicit, condiție hotelieră. Nume importante de medici chirurgi, precum doctorul Eugen Nicolau, conferențiarul Ion Daniel, șef de clinică la Spitalul Municipal și vicepreședinte al Societății Române de Chirurgie, filiala București, alături de echipa sa, doctorul Silviu Șapca, dar și alții au luat parte la conferință. Zilele următoare, în cadrul manifestării, vor avea loc prezentări, workshop-uri, dezbateri, concursuri pentru studenți, dar și două intervenții chirurgicale dificile în cadrul Spitalului Municipal Râmnicu Sărat, ce vor fi efectuate de medicul Nicolae Bacalbașa. Manualul de istorie locală a județului Buzău va fi revizuit și republicat. Decizia a fost luată după ce specialiștii au constatat unele erori de ordin științific. Academia Română, care inițial a confirmat erorile din volum și a cerut retragerea cărții din școli, și-a schimbat opinia și, în final, prin președintele forului, cere doar îndreptarea erorilor într-o nouă ediție. Acest, din urmă, punct de vedere al Academiei Române a fost citat de primarul Constantin Toma, care susține că greșelile pe care le conține lucrarea nu sunt atât de grave. În legătură cu un suport didactic opțional de istorie locală destinat elevilor din clasa 7-a, am convenit de comun acord cu autorii să procedăm prin implicarea secției de științe istorice și arheologice a Academiei Române la o revizuire a textului în vederea unei ediții a doua îmbunătățite a lucrării. Am constatat, la o analiză mai atentă, că în linii mari, cartea nu se abate de la principiile fundamentale de abordare a trecutului românilor și că, prin urmare, sunt necesare doar mici intervenții punctuale. Vă vom înștiința de îndată ce lucrurile vor fi îndreptate și se va putea trece la publicarea unei noi ediții. Manualul a fost lansat în luna septembrie în amfiteatrul Liceului Pedagogic, fiind conceput ca suport didactic la cursul opțional de istorie locală. Greșelile de ordin științific au fost sesizate imediat. Cartea a fost distribuită în toate școlile din județ pentru elevii claselor a 7-a, care au un curs opțional pe această temă. Manualul urmează să fie revizuit, iar erorile să fie corectate, și acest lucru se va face sub îndrumarea unei comisii științifice din cadrul Academiei Române. Tabăra de sculptură Măgura ar putea ieși din uitare și și-ar putea recăpăta importanța de altădată. Consiliul Județean a aprobat joi participarea la un proiect inițiat de Asociația Forum Art pentru scoaterea din izolarea tezaurului, ce cuprinde 256 de statui realizate de-a lungul celor 16 ediții a taberei de sculptură. Asociația Forum Art și-a propus înființarea unei școli internaționale de sculptură care să se desfășoare anual. Prin acest proiect noi practic vrem să reinviem și să reinventăm ce a fost odată tabăra de sculptură de la Măgura, pentru că e mare păcat, ați observat și dumneavoastră, acel loc, să spunem, iubit de buzoieni, practic este dat uitării, acolo sunt foarte multe lucruri de făcut. Proiectul ONG-ului Buzoian urmărește transformarea taberei într-o entitate de artă funcțională, care să reunească anual la Măgura lumea artistică europeană. Cu această ocazie se vor organiza manifestări, dar vor avea loc și o serie de lucrări menite să promoveze obiectivul și implicit județul Buzău. Expoziția de sculptură în aer liber conține un număr de 256 de statui cioplite în stâncă albă,
albă, extrasă din carierele de la Ciuta. Sculpturile au fost realizate de reputați artiști plastici români în perioada 1970-1985. Astăzi s-a aprobat un parteneriat între noi și Liceul Bogdan Petricecu Ajdeu. Este vorba de realizarea unui act cultural, practic în premieră, împreună cu acest colegiu național, se va face și se va organiza un musical cu participarea, încă suntem în fază de proiect, cu participarea unor, eu știu să spunem, artiști care au fost elevi ai colegiului Ajdeu. În anul 2020 se împlinesc 50 de ani de la organizarea primei ediții a taberei de sculptură Măgura. Programul taberei prevedea ca, timp de 16 ani, câte 16 sculptori în fiecare an, în majoritate alții, să vină în tabăra Măgura, timp de 2 luni, august și septembrie, și să creeze o sculptură pe o temă la alegere într-un bloc de piatră pe care îl primea. În acea perioadă, sculptorii erau elevi ai liceelor de artă din țară sau absolvenți ai Academiei de Arhitectură București. Numărul de 16 era legat de aniversarea în 1970 a celor 16 ani de la prima atestare documentară a orașului Buzău. În cei 16 ani la Măgura au lucrat 163 de sculptori, care au creat 256 de lucrări donate de creatori județului Buzău.